Acum și pururia și în vecii vecilor.
Pe noi îndreptările tale.
tale. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul.
stăduiești învierea și viața și opinia adormitului robului tău, Gelația din Madridul, Părintele nostru, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă în țări. Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și porci de viață, Făcătorul tău tu, acum și purgea, și în vecii vecilor. Doamne, miluiește!
ca să-i se ierte lui toate greșeala și de voie și cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drept și se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să-i cere, Domnului să ne rugăm. Însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Gelasie, Arhimandritul, Părintele nostru. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit El cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să-L ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna a Dumnezeului robului tău, Gelasie, Arhimandritul, Părintele nostru, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și viață Mântuitorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavei și împărăției tale. Dar El, călcând cuvântul poruncii tale și nepăzind chipul tău de care era învrednicit, ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni ca Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și preunării acesteia și acestei negrăite legătura ta, prin vrerea ta cea dumnezeiască să se desfacă, să se risipească ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat cunoștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Pentru aceasta ție ne rugăm, Părintele celui fără de început, și unii alesul Fiului Tău, Preasfântului celui de o ființă și de viață, Pădătorului Tău Duh. Să nu îngădui ca făptura Ta să fie lițită de iubire, ci trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să miluiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea Ta de oameni cea neasemănată. Și de-a căzut robul Tău sub blestemul Tatălui Său sau Maicii Sale sau sub blestemul Său, de-a mărât pe un preot și-o luat de la El legătură de desfecată, de-a căzut în grea frisanii de la Chireu și de nepăsare sau din nevie, n-au dobândit iertare, iată-L pe acesta pe mine păcătosul și de vreme slujitorul Tău. Și trupul Lui desfeacă cele din care a fost alătăcânt, iar sufletul Lui rânduiește în corturile Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care-i dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli, această putere ca să dea iertarea păcatelor, zicând, oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate. Și ne întrebi și nouă, deși suntem nevrednici din iubire de oameni, ne dăruiți această putere. Dezleagă pe adormitul robul Tău, Gelasie, Arhimandritul, Părintele nostru, de orice păcat sufletului și trupesc. Să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile prea curate și pururea Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurată, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu Harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au legat,
și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-a dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai vrednicit și pe noi smeriții și nevrednicii robii tăi, să fim moștenitori ai aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți, prea bunul împărate, prin nesmeritul și nevrednicul slujitorul tău, iartă robului tău, a dormit. Gherați, iartă mântuitul părintele nostru, orice a greșit ca un om în această viață. Și iată lui toate câte a păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă asupra lui în orice chip cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la hiereu sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bună și mult îndurată ca Sfântul lui să se așeze cu Sfinții care din veac o bineproducție, iar trupul să se dea fiicele izbite de tine. Că binecuvântat și prea să vitește în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ale Sfântului și dreptului Lazar, ce de-a patra zviniat și pentru ale tuturor Sfinților. Sufletele adormiților, sufletul adormitului rogului tău, Arhimandritul de Lazar, Părintele nostru, în porțile dreptilor să-l așeze. Amin. Rugăciunile vrednicilor,
slăvește pe noi din toată nevoia și necază. O prea sfântă și de Dumnezeu născătoare, ajută-ne nouă și de Doamne, Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne și ne mântuiește pe noi.